Am amenajat un raft pe un perete nordic, deci geamul este orientat în partea de sud, într-o încăpere încălzită. Aici niciodată temperatura nu scade sub 20 de grade, este reglată 20, 22, 23 de grade. Din cauza asta trebuie cam săptămânal udate. Acum eu îl torn apă, multă apă, normal este săptămânal cu apă pusă în ghivește, deci scufundate, sau dar uneori când nu prea am chef, le mai stropesc. Mai stropesc și pe plante, dar nu trebuie stropite ca să rămână apă pe mijlocul lor. Apa este pusă aici în cameră de ieri. Este un bidon, bineînțeles, bine curățat. Atenție, dacă faceți asta, dopul ăsta trebuie demontat pentru că în el rămâne detergenți. Este un recipient de detergenți. Rămâne cu apă jumătate de oră sau chiar mult, nu contează, pun dimineața, vin după masă, apoi apa o golesc până rămâne sub ghiveci, deci ghiveciul nu trebuie să fie apă. Nu trebuie să ajungă în apă rădăcinile, trebuie să fie sub și asta o să rămână umezeală cel puțin o săptămână. Am și o orhidee Vanda. Asta vine stropită cu apă. Ei nu spun așa, au un ghiveci, zic că odată la, nu știu cât, la 2 săptămâni, dar specialiștii de pe internet, cei care au așa, au multe din astea, unde se înmulțesc, spun că trăiește într-un mediu umed, este o climă umedă, și ar trebui de 2 ori udată. Acum nu știu, eu am încercat să ud dimineața și seara. După cum v-am spus, aici în încăpere sunt 22 de grade permanent. Umiditatea la mine în camera asta este cam slăbuță, a fost 32. Acum am pus o tavă pe calorifer, s-a făcut 39, dar cred că trebuie să ajungă pe la 50-60. Deci 50-60% pentru un mediu la care le convine la orhidee. Am să șprițui cu acest șpriț cu apă și probabil că odată pe săptămână am să-i pun fertilizant.
După cum am amintit, orhideea Phalaenopsis nu rezistă în soare. Și orhideea Vanda, unii spun că ar ține-o în soare, în plin soare, dar probabil trebuie adaptare, nu trebuie dusă direct în soare. Acum, experiența la noi în țară nu cred este așa de îndelungată, nu este de mult timp adusă pe la noi prin țară, așa că mai experimentăm, mai ce mai găsim și noi pe alții.